încă de la primele ore ale dimineții, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj a fost luată cu asalt de cei care doresc subvenții pentru a-și instala panouri solare. Printre aceștia circula o listă de așteptare care ajunsese la aproape 500 de persoane înscrise. Unii s-au instalat la coadă chiar de ieri. Stați de mult aici la coadă? Da, cam de mult. Și e o listă de așteptare pe care trebuie să o respectați, sunt bonuri de... Da, evident. La ce anume se referă acest program Casa Verde? Ce anume vreți să faceți cu banii primi? După caldă pentru gospodăria, ca să nu mai analizăm energie electrică, ci luăm energie solară. Vreți să vă puneți panouri solare? Exact. Și stați de mult la coadă? De ieri. De ieri? Și azi noapte tot așa? Și azi noapte. Ați rămas aici? Am rămas aici. Acum am venit, dar am prins un bilet 494. Ce credeți că e atât de multă lume? E lumea foarte atrasă să nu mai consume energie electrică și vrea să-și pună panoul solar? De ce că e gratis, dar cât am timp am pierdut și navetă, tot acte, te lipsăști. În timp ce oamenii se îmbulzeau și nu știau dacă vor reuși să depună actele, directoarea APM Dolj a ieșit în fața lor și le-a dat câteva lămuriri cu ajutorul unei portavoci. Dați-vă în partea stângă, vă rog frumos, deci ascultați indicațiile celor de la jandarmi și de la poliție locală să nu încurcăm nici circulația și să nu pățim ceva, vă rog foarte mult. Da? Deci mult în stânga. Oricum bănuiesc că mă auziți acum, da? Da. Deci lista care v-ați făcut-o dumneavoastră, da? Pe care am primit-o în copie zero și pe care o aveți și dumneavoastră, aceasta este de bază, o respectăm. Ați văzut, se intră câte 10 persoane odată, se ia loc pe scaun în hol, câte două dosare se analizează în același timp. Prin programul Casa Verde se finanțează instalarea de panouri solare subvenționate până la 6.000 de lei și instalarea de pompe de căldură subvenționate până la 8.000 de lei, exclusiv pompele de căldură aer-aer. La nivelul județului Dolj vor fi aprobate anul acesta 330 de dosare. Chiar și în aceste condiții, peste 500 de oameni au venit la APM Dolj în speranța că unele dosare vor fi respinse.